Comunitate ca de obicei cu Mihaela și Răzvan. Astăzi îl avem alături pe domnul Ion Andrei, președintele Asociației Naționale pentru Calitatea Serviciilor în Turism și vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turism. Bună ziua, Răzvan. Bună ziua, domnule invitat. Și noastră și ascultătorilor noastre. Păi să începem abrupt, așa zic. Avem calitate sau nu avem calitate în turismul românesc? Și cantitate. Contează amândouă, zic calitate, eu cred că avem. A, bun, să aflăm. Da, la calitate stăm un pic mai prost. Să nu ne întoarcem foarte mult în trecut, da, pentru că eram prin școală când se învăța Marx, se spunea că acumulările cantitative duc la salturi calitative. Și... nu prea s-a confirmat. Nu s-a confirmat. Da. Da, serviciile din turismul românesc, deși mult blamate de multe ori și în presă pentru informații așa mai bombastice, din experiența specialiștilor din turism și a mea de viață în turism, atât cât am eu, pot să spun că avem servicii de calitate. Bine, acum pe noi ne-ar interesa mai mult din perspectiva turistului, Ion Andrei. Adică, păi, da, din experiența turistului. Când ești de o parte a baricadei, parcă vezi lucrurile într-un fel, când treci de partea cealaltă a baricadei, parcă mai strâmbi din nas, adică se poate și mai bine. Sau le vezi cu totul altfel. Da, corect, ai o altă perspectivă. Mi s-a întâmplat să fiu chiar într-o delegație oficială la nivel destul de înalt, de exemplu în Grecia, în Atena, unde secretarul de stat de acolo se lăuda că timpul de așteptare la restaurant de 40 de minute, el și la sumă, o vedea ca pe un lucru foarte, foarte tare. Totuși noi mergem în Grecia și ne simțim bine. De multe ori acasă avem pretenții un pic mai mari. Există calitate în turism, avem o problemă cu personalul, totuși pentru că situația economică îndreaptă tinerii către exterior, salariile sunt mai atractive. Noi la asociație avem și un centru de formare profesională care formăm personal de la nivel de management până la parte de operațional. Și observăm o scădere foarte, foarte mare a interesului pentru școală, educație în general, care nu e numai în turism, e în toate domeniile. Păi acum... și atunci ce ne facem? Cum am putea rezolva problema asta? Înțeleg că și cursurile astea, vine omul dacă vine, dacă, mă rog, dorește să intre în branșă, se specializează cumva după... După care poate să plece. Da. Da, păi era exact vorba aia, vine omul, stă o leacă, mai păi și da, pleacă, ideea corect. Să nu plece. Eu vreau să vă întreb... cumva, stați numai un puțin, Răzvan, le țineți cumva legați de glie? Cam o nedumerire aici. După absolvirea cursului, trebuie să facă măcar un stagiu, o practică de câțiva ani. Da, există o parte de practică în cadrul programelor de formare, dar angajatorii, cei care se pricep, angajatorii importanți, în momentul în care îi îndreaptă către latura asta a formării, poate să facă un act adițional la contractul de muncă, perfect legal, prin care își asumă că el o anumită perioadă va lucra, pentru că și angajatorii, până la urmă, s-au săturat să le tot plătească cursurile și a doua zi să iasă pe ușă. Nu se poate. În turism, deja de anul trecut și chiar și în acest an, investițiile ne face să fim mai optimiști. Chiar lanțuri importante de turism autohtone investesc. Ați văzut că au fost pe litoral, s-au deschis unități de cazare de top pentru, nu doar pentru România. Vedem că acum guvernul se înțelege importanța patronatelor ca vector de dezvoltare economică ca în toată Europa și în toată lumea. Și este încurajant că vedem premieri, miniștri participând la deschiderea unor hoteluri. Iar de astăzi pot să avem o veste interesantă. De azi la propriu, chiar de azi. De azi la propriu, România este în bordul de conducere, în bordul executiv al Organizației Mondiale a Turismului. Probabil că va apărea în presă dacă n-a apărut. Și am trecut într-o nouă fază de la ce înseamnă efectiv lucrul ăsta? Organizația Mondială a Turismului este un forum internațional și el practic pe lângă partea statistică face și strategia, face recomandările, este un organism recunoscut, iar România până acum nu a avut acolo prezență și nici la nivel, chiar dacă s-au avut loc conferințe în România, dar
Efortul pe care l-a făcut domnul Dobre și este de apreciat, s-a dus în China, a susținut candidatura României și a obținut-o. Și adică putem să avem beneficii, putem trage și noi spuza pe turta noastră, un piculeț. Un piculeț, dar totuși asta nu rezolvă și problema aeroporturilor, străzilor, da? Dar e bine, dar asta nu înseamnă să ne îmbătăm cu apărinte. Vorbeați mai devreme un lucru foarte important pentru orice țară din lume, turistul străin. În România, evident că sunt. Am văzut și în centru vechi, și la mare, și la munte, vezi oameni care vin din alte țări. Și eu vreau să vă întreb, promovarea, care e foarte importantă, cum se face la noi? Că sunt două modalități, promovarea pur și tehnică, internet și așa mai departe, reclame, și vorba românului, se duce buhu. Se duce cineva, apreciază foarte mult, îi place enorm, se întoarce, spune la toată lumea și oamenii merg. Noi ținem cont foarte mult de ce spun oameni care au fost în diverse locuri. Pentru România, cum funcționează? Cum de-au venit acești oameni aici? Ceea ce e bine, dar cum au venit? Ei au venit odată în urma buhului, da, din gură în gură. În urma eforturilor cam timide până acum ale Ministerului de a face promovare în exterior, din păcate... Cum acum se face? Chiar și acele eforturi timide? Spuneți-ne puțin, că nu știm. Noi am avut un buget până anul acesta, care acum sper să nu deranjez să-l citesc pe domnul președinte FPTR Mohamad Murad, a spus că bugetul de promovare al României este cât al unui brand nou de salam, ceea ce era adevărat, din păcate. 2 milioane de euro avea buget România, un buget insignifiant. Anul ăsta, dacă nu mă înșel, e undeva pe la 5 milioane. Anul acesta s-au făcut totuși niște pași, s-au înființat niște centre de informare turistică naționale, o rețea la nivel național, unde și acolo sunt niște mici probleme, dar s-a început, se fac lucruri. Avem, de exemplu, eu... cunoscându-i pe peste 90% din cei de la centrele acestea de informare turistică din țară, care nu sunt puține, am rămas foarte impresionat de localități precum Caracalul, de exemplu, care am zis, ce ne trebuia, nu m-am gândit eu așa, în centru de informare turistică. Am fost fascinat să văd de ce fac oamenii aceia acolo, de cum se ajută cu primăria, ce conferințe internaționale au făcut. Când ați trecut pe acolo, se știa că veniți, da? Centrul era deschis. Anul trecut, știți minte, răzată, îți povesteam. Anul trecut, când am fost așa în călătorie prin țară, cum fac de altfel în fiecare an, am găsit, evident, centrele astea de informare turistică cu lacăt pe ușă, adică... Au introdus în patrimoniul imaterial UNESCO dansul Călușaru, adică au niște realizări impresionante și oamenii chiar fac lucruri. Avem zone precum, ca să nu vorbim mai de litoral, precum Borșa, care a avut o creștere absolut exponențială a numărului de turiști prin centru de informare și al administrației locale ale acolo. Nu numai români. Dar, nu numai români. Inclusiv vara, înainte erau căutați mai mult pentru schi, dar acum să vorbesc și din partea turistului sau să spun omului care lucrează în turism. Eu aveam treabă la Suceava după aceea. Am fost acolo pentru că traseul, am plecat cu mașina odată pentru că nu mai este aeroport în Baia Mare deschis deocamdată. Am înțeles că se fac eforturi la transportul pentru redeschidere. Și ca să fac o paranteză la paranteză, să promovăm și un eveniment foarte interesant în Maramureș la sfârșitul lunii. Este un festival al baloanelor, al zepelinelor, foarte interesant, făcut în aeroportul din Baia Mare. Și să revin, treburile mă purtau către Suceava. A trebuit să renunț, să vin la București și a venit Suceava la București, pentru că aș fi făcut până la Suceava din cauza reparațiilor în curs ale drumurilor mai mult decât făceam până la București. Deci, iată că avem niște creștere, avem niște pași, avem niște rezultate, dar mai avem și multe de făcut. Mă tem că în privința infrastructurii o să mai batem pasul pe loc mulți ani de acum încolo. Transporturile, ați văzut, sunt văduvițe. Acum de la ei se iau cei mai mulți bani. Dar apropo de Maramureș, care este o zonă extrem de frumoasă, străinii au făcut multe pentru zona asta. Mi-aduc aminte tot așa anul trecut și acum 2 ani când am fost acolo de irlandezul, poate îl știți, Peter Hurley, care face festivaluri acolo, Statele Unite la Marea Mureșului și alte evenimente de genul ăsta, și constat că cu ajutorul străinilor
nu doar așa cu promovarea noastră mai mult sau mai puțin bună, pentru că înțeleg că nu există o strategie la nivel național așa să ne promovăm țara la pachet. Strategia am tot avut cu aplicarea lor, au fost mai multe probleme. Și mai e un lucru, are perfectă dreptate Mihaela, și adaug ceva. Îmi amintesc că nu în urmă cu foarte mult timp a venit Ronny O'Sullivan, celebrul jucător de snooker în România, a fost un turneu demonstrativ acum vreun an. Omul i-a plăcut foarte mult, habar nu avea de România, nu fusese niciodată, știa că e în Europa. I-a plăcut foarte mult România. E bine că știa că e în Europa. Da, da, chiar bună asta. Și a spus că în conferința de presă, că vrea să-și cumpere casa aici. Era fascinat. El e un tip destul de, dacă îl cunoașteți, cinic și cumva introvert, așa, nu prea, e zgârcit la vorbă. Era fascinat, da, și la laude cu atât mai mult. Și ironic, și nu te aștepți la ceva pozitiv când deschide gura. Deci a vorbit superb despre România, ar fi fost un tip exponențial de promovare a imaginii României. Și când o singură voce din acestea importante vorbește de bine despre România, de fapt asta e un câștig uriaș. Așa este. Un câștig uriaș pentru face oricine. Toate face cât... Și mă gândeam că, iată, dacă nu se duce munte la Mahomet, să vină Mahomet la munte. Adică se poate, prin intermediul acestor oameni devotați, iată, ca și irlandezul, cumva să se investească și în care ei. Care au devenit niște iubitori ai României. Dacă tot iubesc România. Noi avem, din păcate, o mentalitate care se schimbă un pic mai greu, apropo de suflul care l-aduc străinii. Noi încă nu ne dăm seama de valorile noastre, încă suntem îmbătați de anumite mărgele și oglinzi. Vorbeam cu un prieten care are un centru de informare turistică privat, prin voluntariat, în centrul vechi, și stând de vorbă cu diversi patroni, manageri de restaurant din zonă, spunea: noi românii încă suntem încântați de fast food, n-am depășit, și străinii apreciază foarte mult pâinea la țăst, fasolea aia cu ciolan și toate, care au un gust absolut fascinant și mâncate echilibrat, chiar nu dăunează ca din punct de vedere al nutriționistului. Și spunea că din păcate, doar străinii consumă produsele tradiționale și un german chiar spunea că și ei, în anii 50, iată că ei aveau o istorie destul de îndepărtată. E carajul normal. Au fost la fel și noi, mâncam șaorma și toate astea și acum ne-am întors la tezaurul culinar tradițional. Da. Apropo de tezaurul ăsta, mai avem o veste bună. Înțeleg că s-au înființat legal acum punctele acelea de gastronomie locală. Au primit autorizarea legală, adică acum țara nu poate să-și facă îmbătătură, să-și pregătească mâncarea tradițională la cuptorul lui tradițional și poate să vândă. Am pierdut foarte mult că abia acum se schimbă lucrurile. Am văzut în Franța strână tradițională în vârful muntelui unde se făcea brânză cu mâna și turiștii serveau, iar până de foarte curând la noi se cerea de către instituțiile de control sanitar și sanitar veterinar un pic exagerat, adică se pierdea orice urmă de autenticitate. Asta nu înseamnă că trebuie pus în pericol turistul. Dar dacă categoric nu. Dar măcar s-a eliminat condiția aceea care își cerea să ai neapărat un soi de laborator specializat, să ai ustensile de inox. Păi ce inox la țăran? O nebunie, adică... o nebunie. Acum 20 de ani când am început cariera am fost inspector în domeniul turismului și era o nebunie. Mă deranja chiar fiind de partea celui care trebuia să verifice că ne atacam singuri autenticitatea și valorile tradiționale. Mă uitam la mulți turiști care vin în București să ducă ață. Primul obiectiv este Casa Poporului. Și cumva pentru noi, în mintea noastră, e un disconfort. Aia, domnule, avem mănăstiri în vila. Eu mă gândesc că e bine și așa. E un loc absolut, în care omul absolut vine. Lui îi place. Orice acolo element de atracție, exact, și de unicitate este un punct câștigat. Cred că trebuie inclus să-l considerăm ca pe un simbol, nici nu mai contează de care. Este, dar un simbol este, pentru, este pentru și este noi promovat. Este promovat. Da, apropo de promovare și de, nu știu, chestiuni care au oarecare, nu știu, unicitate, să-i zic așa, și care s-au construit acum, în ultimii ani. Am văzut o
un palat de cob, aș putea să-i spun, în Valea Zânelor, undeva pe lângă Porumbacul de sus, o inițiativă privată. Un domn care a lucrat habar n-am printr-o agenție de publicitate, a zis gata, m-am săturat și a investit banii, a făcut un împrumut la bancă și face ansamblul ăsta mirobolant care... Eu cred că o să aducă mulți turiști, adică, nu știu, putem îngloba într-un soi de strategie și elementele astea... Economia capitalistă este dinamică și are niște legi proprii. Orice investiție, dacă este bine manageriată și bine condusă și integrată în sistem. Și integrată într-un sistem, ea poate fi un model de succes. În prezent, începem să intrăm într-o normalitate, repet, între relația patronală și stat. Am văzut cu toții pe emisiuni sau am auzit, am văzut străini care au venit în România sau români întorși și care au făcut credite și toată munca lor cu sudoare și cu mari sacrificii s-au întors aici să investească și în prima săptămână au venit 14 controle de la nu știu câte instituții că au zis să-și dea bani pe ei. Adică începem să ne dăm seama că statul și investitorul trebuie să meargă mână în mână. Asta mă gândesc că poate și oamenii ăștia ar trebui să-și găsească loc în pliantele astea de promovare a zonei respective, nu? Chiar dacă e o inițiativă privată. Se regăsesc, se lucrează acum, am înțeles, și la o strategie de mai bună folosire a acestor materiale de publicitate care le realizează inclusiv Ministerul Turismului. Acum și primăriile sunt implicate până centrele acestea de informare turistică. Se lucrează la înființarea unui organism de management al destinației care să introducă totul într-un concept în care să integreze pe toți cei implicați și în mediul asociativ și patronate și unități administrativ-teritoriale, cum se numesc ele acum, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Le spuneam și studenților mei când predam, am predat 9 ani la câteva universități, facultăți, și una dintre materii era protecția consumatorului. Și le spuneam de la început, dacă știți că protecția consumatorului nu este egal cu control, ați luat nota de trecere. Și când spuneam ca noțiune, este consumatorul și el îl protejăm. Cine îl protejează? Și găsim 200-300 de instituții de control care îl protejează pe săracul ăsta necăjit. Dar de instituțiile alea, cine îl protejează? Pe consumator? Nu, dar ne gândim până la urmă, ne punem întrebarea legitimă, de cine îl protejează? E așa în pericol de există atâtea. Da. Până la urmă, proteja de cine? De cel care cu niște eforturi substanțiale investea sume care pot să ajungă la milioane de euro, în loc să se ducă să-și trăiască viața într-o insulă exotică, investește în România, nu doarme noaptea să plătească salarii. Deci, până la urmă, dacă nu înțelegem să lucrăm împreună organisme de stat și toți cei implicați de la patroni până la mediul asociativ și consumatori, turiști, nu putem să progresăm. Eu o să merg pe ce spuneam mai, o să leg două din noțiune folosite de Mihaela. Infrastructura și turismul în sine. Mă gândesc, chiar și în momentul în care ar fi o lume ideală și toate locurile turistice din România ar fi promovate extraordinar, s-ar duce și buhul și lumea ar vrea să vină, în momentul în care aceste locuri nu sunt legate de o infrastructură normală de transport, atunci totul se va bloca. Și cum faceți ca să fie un liant, apropo, de legături și între infrastructură și turismul propriu-zis? Turismul este... învățăm la școală din primii ani, domeniul de incidență. Totul are legătură cu turism. Nu putem să vorbim despre turism fără să vorbim despre orice. Până și politica sanitară și absolut orice domeniu putem lega de turism. De la mediu, politică vamală, orice are legătură cu turism. Automat, starea generală a societății sau a dezvoltării economice, într-un fel sau altul, afectează turismul. De aceea nu putem să vorbim despre turism, în primul rând, fără o dezvoltare durabilă, automat așa, dar și cu o dezvoltare economică pe măsură. Dar asta, sigur, nu se poate face peste noapte. Chiar vorbeam cu cineva despre un patrimoniu, măcar peste zi. Da. O noapte lungă, nu se mai termină noaptea asta. Vorbeam despre... patrimoniul ăsta cultural, s-a tot vorbit de turismul religios de câteva ori și toată lumea a făcut o fixație care, sigur, are toată admirația pentru zona Bucovina, mănăstirile din Moldova, dar avem, de exemplu, în sud, aici, la doi pași de București,
o zonă căutată și cerută și inclusiv de turiști japonezi din Orientul Îndepărtat. Avem zona Totana, Robaia, Corbii de Piatră, sunt spectaculoase, Codmeana, biserici vechi de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, nu sunt cunoscute, nu există infrastructură, nu există unități de cazare dacă cineva vrea să se ducă acolo și nu are unde să doarmă pentru că nu s-au dezvoltat pensiuni. Deci totul se leagă, totul are legătură cu turismul. Aș mai adăuga un lucru, aud foarte rar, din păcate mult prea foarte rar, vorbindu-se despre zona arheologică din Dobrogea. Pentru că litoralul e la doi pași de toate acele locuri minunate, să ne gândim că acolo au fost localități și grecești și romane. Și de la din nord, de la Histria, Adam Clisi, Albești, sunt o mulțime de localități acolo unde sunt niște minunății ale, fabulos, ale planetei, nu doar ale acestei țări. Oricând ai litoralul la doi pași cu toate ofertele lui, mă gândesc cumva normal ar trebui să le conectezi între ele. Ori anunțuri despre Adam Clisi nu vezi decât în Dobrogea, când te duci poate în Constanța, mergeți 300 de km, în rest am avut aceeași frustrare, dar am constatat cu plăcută surprindere, poate e mai de mult, dar eu anul acesta am văzut pliante, am văzut excursii opționale care se fac de la anumite hoteluri către această zonă cu turiști străini. Mereu făceam comparație cu Bulgaria, spuneam, uite, la recepție la un hotel mi se recomandă să mă duc la muzeu. Nu mi-a recomandat nimeni niciodată în Constanța să mă duc la un muzeu. Dar am observat că am început să ne schimbăm atitudinea și au dat seama probabil și conducătorii unităților de cazare, poate au fost cerute de către turiști. Deci eu am observat o schimbare în bine pe acest subiect. Și tot în zona asta, ca să închei paranteza, este peștera Limanu. E una dintre cele mai mari peșteri din Europa. Are ieșiri în Bulgaria. Ea nu e formată din foarte multe coridoare. Există în Limanul, știu de ani de zile, un ghid oficial. Și acum 2 ani l-am întrebat câți turiști au venit, bine, nu numărul exact, și mi-a spus, au venit niște oameni, unii vin la pescuit că e lacul Limanul și mai trec prin peșteră și atunci zis străini, zice niciunul. Ori ăla e un obiectiv, acum e un exemplu la care m-am gândit că se întâmplă cumva să dau de el în concediu, dar peștera în sine este celebră, plus că s-a descoperit în urmă cu niște ani microsistemul acela, cu niște ființe, organisme care trăiesc doar acolo și așa mai departe, deci este o minunăție acestei țări. Sunt anumite obiective turistice care nu pot fi exploatate La scară mare, pentru că ele ar distruge atunci, prin număr mare de vizitatori, mediul acelor microorganisme. Am fost de curând și tot așa, a fost o impresie plăcută la Râșnov să vizitez și Valea Cetății, peștera fiind în zonă cu treabă și am... Foarte plăcut, surprins, am fost de ghid, de organizare, de infrastructura pe care au făcut-o acolo, evenimente, concerte de vioară. Dar, la fel, vizitabil era doar un procent foarte mic, iar ghidul, ceea ce e firesc. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, alături de noi este domnul Ion Andrei, președintele Asociației Naționale pentru Calitatea Serviciilor în Turism și vicepreședintele Federației Patronatelor din Turism. BFM 98, exact. 03 Firești. Apropo de ce spuneai tu, Răzvan, eu cred că sunt suficient de multe inițiative ale ONG-urilor sau ale celor care fac antreprenoriat cultural, spre exemplu, care fac mai nou tot felul de trasee culturale prin tot felul de sate uitate de lume. Zilele trecute am fost pe un astfel de traseu care lega satul Piscu, un sat cultural care se află la 20 de kilometri de București, de Mănăstirea Țigănești. Acolo e o școală de olărit, satul ăsta a fost în vechime un sat de olari. Acolo s-au făcut tot așa... Piscu, da? Piscu, 20 de kilometri în județul Ilfov. Niște tineri au făcut niște ateliere de olărit în care lucrează oameni din sat, cei care au mai rămas, cred că mai sunt vreo doi olari acolo cu vechime. De acolo am mers ca în delta, Răzvan, cu bărcuțele așa, printre nuferi, pe canale, foarte frumos, și am ajuns la Mănăstirea Țigănești, unde iar măicuțele au acolo un atelier cu mașini de confecționat straie pentru preoți. Mașinile alea datează din 1920.
Deci iată că sunt tot felul de inițiative, astfel de variante. Da, acum revenind puțin tot și la turismul de masă. Pe mine mă uimește foarte tare, tot vedem când începe sezonul estival și când se termină sezonul estival, variantele de cazare. Și constatăm că putem să ne ducem la hotel de stele, așa, pe litoralul românesc undeva, Mamaia, și să plătim cât ne-ar costa o vizită în Malaezia, stat 10 zile pe insula exotică, habar n-am, nu știu cum dacă i-ar sunt zice. Sunt cumpărate din timp, biletele sunt mai ieftine. Totuși, nu știu, mie mi se pare că... E o bursă, cererea și oferta e o bursă, dacă se și cere. Și, Doamne iartă-mă, îmi fac oamenii ăia la Mamaia pentru banii trebuie aia. Să... Ce-mi dau, ce mi oferă, ce... Trebuie să analizăm mai profund, să zic, pentru că un preț final este făcut din mai multe lucruri, între care și din taxe și impozite și din... Da, am observat că atunci când la inițiativa Federației a scăzut TVA-ul la turism, iată că anul acesta, cum era și în Bulgaria, da, și doar 10% din românii care au ales să plece în străinătate au mai ales Bulgaria. Bulgaria a rămas pe locul 3 sau 4 din statistici. Deci contează foarte mult acest angrenaj. Și mulți au venit și-au făcut vacanța în România, spuneți. Da, au ales, nu, care... vorbesc analizând doar pe cei care au plecat în străinătate. Mm-hmm. Ca anul acesta, din, ca opinie, că n-am niște date certe, dar sunt niște studii la bază, cam jumătate au rămas în România, jumătate au plecat afară. De unde Bulgaria era în topul preferințelor românilor, acum ei au preferat românii să plece în, în Grecia, au preferat să plece în Italia și doar 10% dintre ei au ales Bulgaria. Să vă întreb despre turiștii români în România. Care sunt, la modul general, nu știu, zonele defavorizate pentru turiștii din România? Nu merg acolo pentru că nu știu despre ele și evident ar trebui făcute eforturi. Comparativ cu altele, unde chiar merg. Aici depinde și de fiecare zonă cum se promovează, pentru că nu poate Ministerul Turismului să promoveze pe toată lumea, nici nu poate să fie părtinitor. Promovează anumite regiuni. Acum, prin această gândire de organizație de management al destinației, trebuie să includă tot organizațiile administrativ-teritoriale, asociațiile, patronii care au investit acolo. Nu putem să așteptăm să ne pice din cer tot timpul strategii de promovare. Și cum trebuie să faci tu lobby? Tu sunt din centre, zonă? Sau... Sunt centre de informare turistică, cum am dat și exemplu Borșa, dar nu numai, sunt foarte multe, care au crescut exponențial numărul de turiști, care au generat creștere inclusiv al numărului de pensiuni, pentru că venind turiști, oamenii și-au dat seama că pot are, să, potențial, are potențial. Și depinde foarte mult de implicarea tuturor. Nu putem să așteptăm numai dintr-un loc lumina. Trebuie să vină... Bun, să mergem puțin din cealaltă parte. Cum a dat Mihail exemplu cu piscul și așa mai departe. Dacă cineva își face, sau cu palatul de care spuneai mai devreme, își face un loc mirific, el a început, ar merita văzut, chiar ar veni lumea acolo. Care sunt pașii oficiali pe care trebuie să-i facă? Merge cu aceste informații despre proaspătul loc la... Și aici să completăm. Da, o să încep puțin întorcându-mă la o glumă care mi-o spunea cineva mai în vârstă. Întreba, zice, unde face olarul coada la cană? Și răspunsul era unde vrea el. Că, la fel, ei au făcut acolo un lucru pentru că au vrut. În primul rând trebuie să vrea, după aceea să poată, să știe cum să fac. Când cineva se apucă să investească, să facă un loc mirific, el trebuie să știe ce are de făcut ca acel loc mirific să nu rămână un lucru cu potențial sau cu speranță și să înceapă ca potențial să moară ca speranță. Dar și sistemul trebuie să-l integreze cumva. Da, îl integrează, pentru că în momentul în care începe să-și desfășoare activitatea, începând de la momentul autorizării, primul lucru care ca să-și desfășoare legal activitatea, el trebuie să obțină un număr de stele respectiv de margarete de la Ministerul Turismului. Poate să le obțină prin liberă dorință să se intereseze pe legislație sau să apeleze la o asociație locală. Avem atâtea asociații
specifice în diferite forme de turism. Și după ce, în momentul acela, el este integrat în sistem, în baza de date. Ca operator economic în domeniul turismului, el poate are dreptul să ceară la minister materiale de publicitate, care îi se oferă gratuit, sunt făcute din bani publici. Iar el le poate folosi, el poate participa investitor, poate participa la târguri naționale de turism, poate participa alături de delegațiile oficiale ale României la târgurile din străinătate, să-i se pună la dispoziție standul României, să se promoveze. Sunt cei, adică nu există cineva care să vrea și să nu aibă pârghii. Mai sunt multe de făcut, pentru că ați văzut și noi, și ministerul a avut niște probleme cu aceste materiale de promovare, au fost, mă rog, predate, că au tot fost schimbări și la un moment dat a existat proces verbale, unele au expirat, nu mai sunt, dar... Toate editurile de vin. Nu, ideea e că nu e totul perfect, dar nu putem să spunem că ceva nu a avut succes pentru că a fost vina cuiva. Există... Da, acum mai nou. Din acest motiv avem și modele de succes. Am și o fixație asta cu turismul ăsta de lux. Acum e așa o nișă, s-a descoperit că ăsta merge foarte bine. S-a mai făcut o altă investiție acum și pe litoralul românesc și înțeleg că un apartament costă 1500 de euro pe noapte. Adică... Cu siguranță s-au făcut locații de lux pentru că s-au cerut locații de lux și atunci, pentru că nimeni nu investește 10 milioane de euro în ceva care să stea gol. Trebuie dar să aducă plus valoare. Avem. Sau vin din afară? Vin și din afară. Vin din afară și străini, vin din afară și români care au alte venituri în străinătate și așteaptă un număr de stele adevărate. Și noi avem acum investiții de 5 stele adevărate. Sunt turiști care preferă luxul și turiști care preferă natura. Avem variante și pentru unii și pentru alții. Niciodată nu o să le schimbăm preferințele. Eu da. Fac parte din categoria care gust cu plăcere și o vacanță la cort și o vacanță la 5 stele plus. Deci nu... Asta e clar. Pe de altă parte, mai am o problemă. Că iar am fost călătoresc, nu? Ca tot omul care se respectă. Am trecut prin eforie. Am constatat, n-am mai fost de vreo 15 ani pe acolo, că s-a lățit plaja datorită suedezilor sau cine au făcut lucrările există acolo. O strategie de, există o strategie de reabilitare a plajelor. Care a avut succes. Era o fâșiuță mică, îngustă, deci practic nu mai aveam plajă în eforii și acum e dita mai harta preferințelor pe litoral începe să se contureze și începe să fie puțină ordine, ceea ce este bine. Adică dacă suntem facem parte din categoria familie cu copii și vrem o vacanță liniștită, începe să controleze preferința asta către zona de mijloc a litoralului, se duce ușor spre sud. Mamaia a rămas pentru distracție, tot vorbeam de hoteluri de lux, ultimul care a tot fost în presă mediatizat. Nu are în politica hotelului să nu primească familii cu copii, pentru că acolo sunt oameni care... Dar e în regulă asta? Adică e... Da, bineînțeles, din moment ce... discriminare? Habar n-am. Nu este discriminare, pentru că... Cred că e chiar protecție, complexul, ca să nu fie deranjat de cei complexul mai respectiv domotoși. Pune la dispoziția turistului, în același perimetru, mai multe unități de cazare, fiecare cu specificul... Bine, asta e foarte bine, că și eu m-am gândit, domne, să fac așa pe căprării. Cei cu copii să se ducă în... Ordinea generează progres. Nu? Da. Ăștia mai în vârstă așa în anumite locuri, tineri în anumite locuri, nu de alta, dar de câte ori cauți, spre exemplu, hotel cu piscină. Mă, și gândesc, mamă, ce frumos o să fie, liniște, o să not braț pe acolo, o să fie așa romantic. Și când ajung la locul respectiv, văd 7 copii în piscină care se joacă cu mingea, își aruncă colacul de la unul la altul, deci s-a dus. Păi da, nu da, mai și ei se gândesc la fel, uite, vine doamna asta, păi stăm și noi între exact, copii exact. Aici. Da, și... mă gândeam că poate că nu se poate cumva iată că face din, departajarea asta, da? M-ați liniștit. Iată că exact din practică a venit soluția. Uite că se poate. Dar revenim la eforie. Bun, plaja e mare, e lată, e foarte frumoasă, dar stațiunea în sine mi se pare așa haotică. Deci s-au ridicat tot felul de unități de alimentație, de hoteluri, care, dacă le privești așa ca un ansamblu, sunt total
Dezvoltarea urbanistică... Monice, așa, sau nu știu cum să zic. Dezvoltarea urbanistică, mai ales pe litoral, a fost destul de haotică. Din cauza asta s-a ajuns și Mamaia arată ca un cartier de oraș. Probleme de parcare, probleme de... Dar încet, încet se dezvoltă și, și partea de sud. Sunt acum investiții și semnale din Neptun, Olimp. Și mai jos, Venus, Saturn au început să se dezvolte și o să fiecare categorie de, de turiști care caută un anumit lucru își va găsi peticul. Da, ca Aurora mai există? Chiar am și uitat. Există mai. Merge și lumea sunt acolo? Unități chiar foarte aha. căutate. S-au refăcut hotelurile? Sunt erau hoteluri și, și refăcute, sunt și hoteluri noi, foarte frumoase. Da. Dar țin și asta cont de planul urbanistic? Adică sau fiecare asta este, dorește... ține, din păcate nu s-a făcut la nivel central, s-a făcut la nivel județean și de primării și asta a însemnat o mai puțină viziune, interese de moment. Dar totuși o stațiune ar trebui să aibă, nu știu, arhitecți care să se gândească prin acest, cum prin arată... aceste organizații de management ale destinației, lucrurile vor sta, vor sta mai bine. Într-un... Iată că sudul litoralului, de exemplu, printr-o asociație patronală de acolo, a reușit să îi oblige, prin, cu sprijinul primărilor, să îi oblige pe proprietarii de unități în paragină să plătească niște taxe de paragină, care erau deloc mici, pentru că venea cineva și făcea o unitate cu servicii de calitate deosebite, că dacă vorbim de calitate, trebuie să vorbim de calitate și la Ostea și la 5 stele. Servicii de calitate în funcție de clasificare, care se referă mai mult la dotări. Asta nu înseamnă că la Ostea nu zâmbim sau aruncăm cu farfurile pe masă. Dar cineva investea într-o unitate corectă de la Ostea, poate și de 5 stele, iar lângă era un hotel în paragină plin de câini vagabonzi sau... Și atunci au fost niște taxe care le-au... Deci un model de succes administrativ ăsta, inclusiv de mascare a fațadelor prin elementele astea moderne, ca și la șantiere, sau să refacă fațada să nu deranjeze investiția bună de lângă. Și să ascundă cineva câinii ăia ar mai trebui. Ei, noi avem vreun un gen de, nu știu, catalog Michelin pentru... restaurante din România, din Dobrogea, locuri de vizitat și așa mai departe, un centralizator, dar nu pentru România doar, ci și pentru restul lumii. Materialele de promovare făcute la nivelul instituției Guvernului în Turism, în cazul de față avem un Minister al Turismului, fac materiale publicitare care sunt focusate pe grupuri țintă. Sunt materiale pe limbi de circulație internațională, în funcție de preferințele acestora. Deci sunt, este promovat, bine, acum sunt și elemente de unicitate cum e Delta sau alte lucruri care sunt promovate global. Dar se fac niște analize, se fac niște planuri de marketing. Sumele, din păcate, până anul acesta au fost nesemnificative. Să vedem ce facem de aici înainte. Apropo de Delta, sper să-l avem luni pe guvernatorul Delta în emisiune și o să aflăm de la el lucruri interesante. Mai fost un lucru, cred, important. Nu invitatul nostru de astăzi are cheia, dar nu e un exemplu singular. Că vorbeați de sudul litoralului. Comuna Limanu, ea gestionează și satul Limanu ce se întâmplă în zona aceea. Ceea ce nu e corect, pentru că 2 Mai și Vama Veche sunt localitățile turistice. Banii se centralizează la Limanu. Pentru oricine a trecut prin Limanu o să vadă un sat foarte ciudat pentru România, care nu-i turistic, e peșteră, dar am vorbit ce se întâmplă acolo, plin de vile, pentru că acolo se centralizează banii, după care se întorc înapoi către 2 Mai și Vama Veche. Și în multe locuri din țară e lucrul acesta cumva ciudat. Adică, mă, normal, cei care câștigă bani ar trebui acolo să se gestioneze în primul rând, după care se împrăște către centru. A fost o luptă benefică, care, sigur, fiecare și-a urmărit interesul, care până la urmă au fost câștigate de investitorii în domeniul turismului și au fost niște modele de succes. Că, într-adevăr, se luau taxele acelea per turist, care se duceau la bugetul local și automat
cel care administra acel buget local, pentru că nu avea reprezentanți din partea patronatelor, care de fapt ei dădeau acele sume și se regăseau și în prețul plătit de turist, apropo de ce vorbeam mai devreme. Și atunci poate primarul respectiv sau consilierii locali respectivi erau interesați ca cei care îi alegeau, mai ales dacă era an electoral, să facă, că nimeni nu putea să știe ce se întâmplă cu banii aceia pentru promovarea turistilor, nu? Să se întoarcă către stațiuni, se duceau către garduri. Trotoare, nu știu, și alea sunt bune, dar banii ăștia erau pentru dezvoltarea turismului. Nu se mai întâmplă așa, deci au început să se reglementeze lucrurile astea. De foarte mult timp persista situația aceasta și găseam, vorbesc de mai mulți ani în urmă, nu în istoria recentă, dar am întâlnit situații în care hotelierul, disperat că el a făcut foarte multe investiții și trotuarul era spart, bălăriile erau cât casa, deși nu era terenul lui, s-a apucat, a toaletat copacii, a tuns iarba, a pus el strip de iluminat frumos și alei cu băncuțe și a asfaltat. Și primarul, care era de altă culoare politică, s-a dus și i-a dat o amendă. Și asta am întâlnit pe oriunde, și în mentalități din vestul țării și din sudul țării și de peste tot. România nu mai are nu ceva mai așa important. Cred că, n-aș vrea să spun, să dau informație incorrectă, cred că suntem singura țară din lume care are sate părăsite fără să fie vreun război, vreun conflict și așa mai departe. Tot în Dobrogea. Sunt câteva sate acolo, cum e Hagieniu. Nu doar în Dobrogea. Și nu doar în Dobrogea. De unde a plecat toată lumea? Bine, nu toată lumea, 100%. Poate mai sunt 2-3 oameni care nu se pot deplasa. Dar acolo nu mai există curent electric, nu mai există practic nimic. Ori mie îi pare o zonă turistică. Turiștii din Occident n-au văzut în viața lor așa ceva. Probabil un investitor inspirat ar da niște sume absolut modice pe, și ar cumpăra un sat întreg și ar putea să facă un sat turistic extraordinar. Turiștii străini s-au cam prins, că mulți vin și cumpără noi tocmai avem, pentru a revitaliza zona și a face afacere acolo. Noi avem totuși o statistică îngrijorătoare. Suntem pe locul 2 în lume după Siria ca migrare a populației. Și atunci asta se vede și în turism. Pe locul 2 ca număr. Pe primul loc ca procent. Ca procent la populație, suntem pe primul loc ca număr, suntem pe locul 2 după Siria. Contează foarte mult aceste clasamente. Contează foarte mult și e mai trist. Da, top. Suntem top. Da, suntem și noi top. Și normal, asta se regăsește și în peisaj. Am întâlnit niște persoane din străinătate când eram imediat după 90, niște tineri studenți, erau un schimb de experiență și ne-am plimbat un pic prin România, eu făceam parte din cei de organizare, era organizație studențească, și deși erau la o vârstă madură, nu mai erau adolescenți, peste 18 ani, ei credeau cu tărie că guvernul României îi finanțează pe cei cu căruțe, pe cei cu casele vechi, ca să păstreze specificul, pentru turism specificul. Să mai treceți da, și voi pe aici. Și spunea, zice, e fantastic că vedea corupție pe stradă, zice, cred că guvernul cheltuie foarte mult cu... Pe cai, pe da. Această politică totuși există. Eu am fost în Tunisia și am văzut satele autentice cu locuințele subterane din deșert, într-adevăr familiile care puneau la dispoziția turiștilor aceste, să le spunem, gospodării, da? Dar foarte interesante, primeau pe lângă ce dădeau turiștii din liberă voință, primeau și de la guvern un salariu minim pe economie de fiecare membru al familiei pentru a sta acolo. Ar fi o soluție, nu? Pentru că localnicii, dacă e să vorbim despre ei, s-au săturat de casa de chirpici. Vor și ei... Da, de unde? Să ei pot lua atâtea bugete, că... Zi, dar poate că asta ar fi o soluție. Dacă ar dudui economia, dacă am trăi și noi bine, poate că așa s-ar rezolva problemele astea, pentru că vedem că în zone cu specific, cu un anumit specific, apar ca peste noapte case cu termopane, mă rog, din au tot felul fost... de alte materiale, nu cele naturale din zonă. Au fost state care au știut să-și facă o politică de dezvoltare. Toți știm că în Antalya guvernul turc a avut o politică de dezvoltare foarte simplă. Erau păstori de animale și li se spunea, statul îți dă bani să faci hotel de câte stele vrei, te scutim de taxe și impozite atâția ani, primeau creditul fără dobândă, deci, da, cu condiția ca el să-și facă datoria, și s-a dezvoltat, a ajuns, mă rog, acum este o scădere datorită situației care poate fi percepută ca instabil în Turcia, dar
a fost un procentaj slab anul acesta de la noi, dacă vorbim de cei care au făcut outgoing. Dar statul a avut o politică definitorie în anumite modele din acestea de succes. Dar acolo la PISC, uite, nu te-am întrebat, în afară de tine mai era și altcineva? Da, erau toți oamenii care au participat la forumul tradițiilor creative. De la deci a fost un eveniment. A fost un eveniment, a fost o inaugurare a acestui traseu cultural, la care va avea acces tot omul care dorește. Și va fi public. Asta va duce la dezvoltarea zonei. Am mai remarcat un lucru, peste tot pe unde te duci în țară, că te duci la Brașov, că te duci la Alba, că te duci pe Transfăgărășan, vezi târgurile tradiționale cu căsuțele alea tradiționale așa, în care vin meșteșugarii și vând aceleași lucruri. Indiferent de ce zonă există, te-ai duce, găsești blănița, găsești obiectele de lemn, găsești pe domnul Arsenie Boca, pe iconița acolo, Sfântul Arsenie Boca, mă scuzați. Horezul peste tot. Așa și chinezăriile respective. Deci acum asistăm așa la o globalizare și în ceea ce privește... Globalizarea e fire să apară, dar totuși gustul turistului... Din zona respectivă, dacă mă duc în Transilvania, păi să găsesc obiecte transilvanene făcute de... Sunt centre de creație sau meșteri locali care... sunt autentici și ei sunt cunoscuți și de agențiile de turism. Dar se pierd printre chinezările alea și printre... Dar se va face diferența în timp, o să vede. Ce, pentru că tot am făcut comparații cu diverse, cu diverse destinații, să le spunem, concurente cu România. Unii au realizat că concurența duce la progres și că și împreună se pot face lucruri. Tot vorbeam de Caracal mai devreme. Au făcut un proiect împreună cu vecinii bulgari, împreună cu vecinii din Serbia, un proiect și un parteneriat de dezvoltare a turismului regional, pentru că ei nu au suficiente obiective turistice pentru o vacanță, dar se stă 3-4 zile într-o zonă, 3-4 zile poate se duc în Bulgaria, 3-4 zile se duc, deci se pot face lucruri și împreună. Nu trebuie să ne bucurăm că moare capra vecinului. Acum, pe final de emisiune, poate facem și noi bilanțul. Cum a fost anul ăsta din punct de vedere turistic? A fost o vreme care pe litoral la început nu prea a ținut cu turiștii și automat nici cu... Deci a fost o scădere, cred, ușoară. Așteptăm acum niște statistici oficiale, dar așa... din ce simt cei care, prestatorii de pe litoral și tur operatorii, a fost o scădere ușoară, dar nu îngrijorătoare. În schimb, a compensat creșterea numărului de investiții pe litoral și în turism în general. Au mers bine și alte destinații consacrate, Bucovina, Maramureș, au mers bine orașele turistice, da, Cluj-Napoca, chiar și Bucureștiul are o creștere. E un optimism ponderat. Mă gândeam eu, ce urmează după optimismul ăsta, că trebuie să urmeze ceva. Au murit, din păcate, mulți oameni pe litoral. Cât s-au îmbolnăvit din cauza alimentației sau, mă rog, condițiilor precare? Că trebuie să aveți o oarecare evidență. Au fost câteva cazuri. Din păcate și turiștii nu sunt educați, se uită doar la preț, nu se uită unde mănâncă. Au fost cazuri în care au stat în unități de cazare de top, s-au dus, au mâncat pe plajă porumb fiert într-un veceu dezafectat și după aceea a făcut toxinfecția alimentară, iar organismul de control s-a dus să controleze hotelul. Sunt niște probleme de a lucra în comun, în sensul că la noi încă plajele le administrează cineva, hotelul care până la urmă el aduce turiști pe acea plajă, n-are de multe ori niciun cuvânt de spus și atunci lucrurile nu merg, din moment ce noi nu ne încadrăm într-un sistem funcțional în care toate rotițele se trag în aceeași direcție. Dar la fel, salvamarii își fac datoria, dar am văzut cu toții că și turiștii se încăpățânează și nu ascultă de salvamari. Asta este educația. Ne întoarcem la școală, cum am început.
Bun, vremea ca vremea, dar din punct de vedere al calității serviciilor, suntem măcar mai sus așa, puțin tăl decât este o până creștere, acum? Este o creștere de la an la an în turismul românesc. Eu cred cu tărie că suntem... cu tărie ponderată, vă rog frumos. Nu, deci chiar avem servicii, de calitate, dar această calitate trebuie și ea căutată de cei care o doresc. În momentul în care te uiți doar la preț și nu vezi dacă unitatea respectivă e reglementată, dacă este clasificată de minister, dacă locul acela este standard, îți asumi că ai luat o cheie de pe stradă de la Iamănene și te-ai închiriat un apartament care e neautorizat și până la urmă ilegal. Ei, și ajungem iar la să închidem cercul așa, la ideea că totul se leagă, nu? Ai căuta și tu calitate, nu? Ai deschide ochii mai bine, dacă ți-ar permite și buzunarul. Dacă nu îți permite, atunci te faci că te uiți în altă parte, că nu mai vezi. Sunt programe, majoritatea inițiate de Federația Patronatului din Turismul Românesc, care se gândesc și la cei cu bugete mai mici. Adică avem programul Litoralul pentru toți, avem vacanțe la țară, sunt mai multe variante și pentru buzunarele mai cu mai puțin bani și la inclusiv la 5 stele. Deci putem să stăm la 5 stele în septembrie. Acum acest Consiliu Consultativ al Turismului, care a existat de mult timp, dar a fost cam prea consultativ, acum este completat și de un grup de lucru interministerial, adică acum turismul poate discuta și cu educația, poate discuta, avem, în România suntem între puținele țări care luăm toți vacanță toți odată, începem școala toți odată și automat hotelurile ori sunt goale, ori nu avem loc în ele. Dacă facem ca toate aceste rotițe să găsească cheia. Așa e clima, că nu suntem în Caraibe sau în California. Asta e vara, alții au 9 luni pe an, ce să facem? Ne adaptăm. Alții n-au deloc, că cu o marjă de 7 zile s-ar schimba. Alții n-au deloc, dar au prea mulți turiști. Cazul Islandei, nu? Care nu mai dorește prea mult turism, că ei stau bine acolo, unde nu mai vor străini chiar foarte mulți. Apropo de Litoralul pentru toți, când se termină? Cred că durează toată luna septembrie, cu siguranță până la jumătatea lunii, nu știu exact. Acum mai avem vreun program de genul ăsta? Da, toate sunt funcționale. Funcțiune. Da, o vacanță la munte, Litoralul pentru toți. Patronii au înțeles că pot avea idei sprijinite la nivel de organism asociativ național, care să lungească un pic sezonul. Nu obligatoriu, cum a fost acea lege, ești obligat să începi sezonul pe 1 mai, dar de fapt n-ai nicio facilitate. Și au reușit la acest nivel, prin aceste programe, să mulțumească și turiștii, ceea ce este cel mai important, că în turism aducem zâmbete, asta trebuie să aducem, și să-și mențină și ei angajații mai mult timp în funcții, să își permită toată lumea și așa mai departe. Reținem optimism ponderat? E cheia emisiunii? Da, ar fi... Da, e optimism. Asta e important. Mulțumim foarte mult, a fost astăzi alături de noi domnul Ion Andrei, președintele Asociației Naționale pentru Calitatea Serviciilor în Turism și vicepreședinte al Federației Patronatelor din același turism. În rest, oameni buni, să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi. Și mergeți în vacanță. Corect. Da. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ciao. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.